Problemele financiare cu care se confruntă complexul energetic Hunedoara din cauza diferenței semnificative între costul de producție și cel de vânzare al energiei au generat neplata bonificațiilor timp de 2 luni. Conducerea companiei spune că angajații vor primi atât bonurile de masă cât și ajutorul de încălzire pe lunile restante. Bonurile de masă cât și ajutorul de încălzire avem, din păcate, nu sunt achitate, avem restanțe la ele, dar facem tot posibilul să putem să le achităm oamenilor, pentru că, pe bună dreptate, oamenii le merită, dar datorită costurilor mari pe care le avem de producție, prețul mic al energiei pe care le vindem pe piață, nu reușim să avem banii necesari pentru a achita și aceste restanțe. Suntem la zi cu salariile, dar cu bonurile de masă și ajutor de încălzire, nu? Însă vom face tot posibilul să dăm și restanțele respective într-un timp mai scurt. Complexul energetic Hunedoara a intrat în insolvență în urmă cu 6 luni, ca urmare a acumulării datoriilor către creditori.